Ei, oaspeți speciali avem la lansare, pentru că sărbătorita noastră merită așa ceva. Ne întâlnim cu Hera, este contorsionistă, e din Constanța, din județul nostru, de aici, din Megidia, să știți, dar ea a prestat foarte mult la Cirque du Soleil. Are experiență, i-a plăcut mașina și a dorit tare mult să vină să o vadă și să o cunoască așa îndeaproape. Să fiți foarte atenți la Hera acum, ce moment deosebit va fi. Thank you.
Hera! Aplauzele, am văzut că nici n-a fost nevoie să vă spun. Hera, vino încoace să te mai vadă toată lumea așa, să te și audă. Mărturisesc că niciodată n-am văzut așa live contorsionism și vreau să te felicit. Am văzut numai la televizor. Cred că este foarte greu ceea ce faci tu, nu? Da, necesită o anumită pregătire și 20 de ani. 20 de ani de experiență, da. Așa este. Am înțeles că tu colaborezi cu Cirque du Soleil. De câți ani, cum e, cum sunt cei din echipa Cirque du Soleil? Cam de 2 ani. Este un show făcut special pentru vase de croazieră. Și da, am avut norocul să ajung în America și să reprezint România. De unde ai învățat tu să faci așa ceva în Megidia? Nu, am făcut gimnastică la Deva 10 ani, după care am... Școala de la Deva. Am fost la Circul Național Globus pentru 4 ani. Am ieșit campioană la festival, după care am plecat din țară. Plecată din țară, a aflat că Dacia Logi se lansează la Constanța și și-a dorit foarte mult să fie aici. Hera a fost alături de noi la lansarea Dacia Logi. Mulțumim, Hera, cu aplauze. Mulțumim foarte mult!